Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Alida Cosma și deschidem seara cu numărul 4 aici, în Piața Turnului, din cadrul Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția cu numărul 44. Un eveniment organizat, așa cum bine știți, de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, sub patronajul Consiliului Județean Neamț și cu sprijinul Consiliului Local Piatra Neamț. Sponsori: Dinamic 92, Comes. Mulțumim partenerilor Teatrul Tineretului, Liceul de Artă Victor Brauner Piatra Neamț, parteneri media TLM Neamț, Telemold, tvmneamț.ro, Turn TV, 1 TV, Mesagerul, Știri Neamț, Realitatea, Evenimentul, Monitorul, Ceahlăul, Ziar Piatra Neamț, News Alert, Vestea.net. Ne pregătim să deschidem seara muzicii de divertisment, când în câteva momente vor urca pe scena vacanțelor muzicale membrii formației Traffic Strings. Sub conducerea muzicală a lui Lucian Moraru, muzicienii bucureșteni, unii dintre cei mai valoroși instrumentiști ai momentului din România, au pregătit, așa cum chiar ei declară, câte ceva pentru fiecare, fie că e vorba de moștenirea muzicală a folclorului românesc, ori de muzica lui Bach și Vivaldi, sau folosind un cocktail de ritmuri în concertele de jazz, tango și chiar rock instrumental. Ansamblul transferă publicului o stare de bine contagioasă. Vreau să-i primim cu aplauze, cu drag, așa cum știm să facem noi la Piatra Neamț, în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, Traffic Strings! Bună seara, vă spunem și noi, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim că ați ales să fiți în această seară de vară frumoasă, cu ajutorul lui Divinității. Nu a plouat, deci, cu alte cuvinte, sunt condiții propice și foarte bune de a vă prezenta un concert frumos. Firul roșu al programului nostru din această seară este diversitatea. V-am pregătit special pentru dumneavoastră muzici, sau o să vă plimbăm, mai bine zis, muzical, bineînțeles, prin diferite epoci muzicale, diferite epoci din istoria muzicii și diferite stiluri muzicale. Pentru început, având în vedere că suntem la începutul acestui frumos anotimp vara, ne-am gândit să vă prezentăm din anotimpurile lui Antonio Vivaldi partea a treia din concertul vară. Thank you.
A doua din programul nostru este de factură sacră, aparține tot lui Antonio Vivaldi și, apropo de divinitate, apropo de succesul nostru și de faptul că divinitatea ne-a înzestrat cu acest dar de a vă face pe noastră, știu eu, pentru parcurs de 2 ore, puțin mai fericiți, poate, sperăm. Nisi Dominus de Antonio Vivaldi.
că ne-am gândit mult dacă să introducem într-un program de divertisment această piesă de muzică sacră, dar văd că noastră ați gustat-o. E așa? Mulțumim, mă bucurăm. Concertul nostru continuă cu creația unui compozitor care s-a născut nu departe de Piatra Neamț. E vorba de compozitorul nostru național, George Enescu. Și vă vom cânta Rapsodia întâia.
Mulțumim frumos! Ce muzică bună a putut scrie, să scrie, ne spune așa? Foarte inspirat compozitor. Și mai ales neauș românesc, ceea ce este foarte important. În continuare, o să vă prezentăm un compozitor mai puțin cântat în România. Este vorba de Erik Satie, un compozitor francez care a trăit la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Și el a fost inspirat oarecum de spiritul nostru național, aș putea spune. A fost foarte bun prieten cu un creator de opinii, e vorba de Țara, care a fost creatorul curentului dadaist. În continuare o să vă prezentăm Gnosien, numărul 1, de Erik Satie. Thank you.
muzică românească, de ritmuri de jazz, și așa mai departe. În continuare o să schimbăm puțin registru și o să trecem la muzica spaniolă și o să vă prezentăm o piesă foarte, foarte interesantă, care se numește La Boda de Luis Alonso. Compozitor Jeronimo Jiménez, scuze. Thank you.
Bănuiesc că sunt și spaniol în public, nu? Urmează o piesă a unui compozitor care tot așa s-a născut nu departe de Piatra Neamț. Și dacă stau bine și mă gândesc, noastră ați trebui să fiți foarte, foarte mândri că sunteți moldoveni. Să vă spun și de ce. Ați dat compozitorul neamului, George Enescu. Ați dat poetul neamului. Da? Știți despre cine vorbesc. Ați dat un alt compozitor foarte iubit, care este Ciprian Porumbescu. Și în această seară v-am pregătit balada. Thank you.
balada, o piesă care îți merge la suflet. Ne-a întrebat cineva, sau poate și dumneavoastră vă întrebați, de ce am ales naiul pe lângă instrumentele noastre de factură clasică. Tocmai de aceea, pentru că oriunde mergem și noi circulăm destul, preferăm să simțim că avem rădăcinile de acasă cu noi. Doamnelor și domnilor, în continuare, vă invităm la vals. Dar poate v-ați aștepta să ascultați un vals de Strauss? E bine, nu. O să vă prezentăm un vals foarte frumos de Dmitri Șostakovici, compus la Moscova. Thank you.
să înțelegem că programul nostru devine din ce în ce mai interesant, că vine din ce în ce mai multă lume. Cred că n-am auzit. Mulțumim frumos. Atunci vom continua. Următoarea piesă a fost coloana sonoră a unui film. Unui film care s-a numit Moulin Rouge. Iar piesa, de fapt, aparține lui Sting. Cred că o să o recunoașteți. O să o prezint după, dacă nu o să o recunoașteți. Dar sunt convins că o să o recunoașteți. Thank you.
Piesa s-a numit Roxanne, a lui Sting. Rămânem tot în sfera muzicii de film, de asta dată o compoziție a lui Ennio Morricone. Această piesă a fost coloana sonoră a filmului The Mission, Misiunea. Și la un moment dat în acest film, protagonistul principal al acestui film era Jeremy Irons, cunoscutul actor Jeremy Irons, care a plecat într-o misiune de creștinare în, undeva în, în insulele Oceanului Pacific. Și la un moment dat era lângă, la un izvor, de fapt, se răcurea puțin, era foarte cald afară, și a văzut niște băștinași care erau cu arcurile ațintite spre el, gata să tragă. În acel moment i-a fost foarte frică, bineînțeles, oricărui om i-ar fi fost frică să vadă 10 persoane mai despuiate așa, cu suliți și arcuri îndreptate spre tine, nu prea e o senzație comodă. Și se gândea ce să facă, cum să reacționeze, cum să-i potolească, ce să se întâmple, ce o să se întâmple cu el. Ce a făcut? Și-a scos din tolbă oboiul, un instrument foarte frumos. Noi nu o să gândăm la oboi în seara asta, tema principală, dar și la Nai sună foarte bine. Și-a cântat această piesă, piesa care o auziți în minuturile care urmează. Se numește Gabriel's Oboe.
Uite așa s-au liniștit spiritele în acel film, dar noi vom continua cu o piesă care este într-un tempo foarte alert. Și vom, pentru această piesă, vom trece puțin meridianul. De fapt, nu puțin, puțin mai mult. Și când spun meridianul, o să ajungem tocmai în America Latină. Această piesă este compusă de Astor Piazzolla, un compozitor argentinian. Colegul meu mă atenționează că am uitat să vă spun cum se numește piesa. Bineînțeles. Michelangelo 70. Mulțumesc, gata. Noi am dedicat acestui compozitor un întreg disc pe care puteți să-l găsiți și aici, din câte știu, și pe care ne-am fi foarte bucuros să vă dăm autografie la final. Continuăm cu o piesă, de fapt ne întoarcem la muzica lui Erik Satie.
După cum v-am mai spus, un dadaist convins și o muzică foarte, foarte interesantă. Să ascultați Grosien numărul 4. Este un moment când fiecare dintre noi ajunge sau se pregătește să treacă într-o altă dimensiune. Acest moment
compozitorul Camille Saint-Saëns l-a închipuit cumva ca un dans. Un dans între viață, între moarte, se numește la Dans Macabre de Camille Saint-Saëns.
Programul nostru încet, încet se apropie de final. Dar înainte de a vă cânta ultima piesă, permiteți-mi să vă prezint colegii care mi-au stat alături în această seară. Pavioara întâi, domnul Gabriel Gheorghe. Pavioara a doua, Ciprian Păraveț. La nai, Pavlic Vetrici. La contrabas sunt Dels Mărădescu. La pian Cătălin Răducanu. La violoncel domnul Daniel Joițoiu. Și subsemnatul la violă, Lucian Moraru. Ultima piesă a programului nostru este o piesă de mare virtuozitate și este inspirată după opera Carmen, Fantezia Carmen de Pablo Sarasate. Thank you.
Se cere bis. Traffic Strings la Piatra Neamț pe scena vacanțelor muzicale. Se aplaudăm pentru că revin și ne vor bucura cu un bis. Face o deosebită plăcere să fim în fața noastră și ne-am simțit foarte bine pe scenă în fața noastră, parcă, nu știu, ne-ați transmis așa o energie pozitivă și ne bucurăm că ceea ce am făcut noi pe scenă a plăcut și noastră și poate pentru 2 ore am reușit să vă facem să uitați de tot și de toate și să vă încărcați puțin bateriile sufletului. Bineînțeles că avem un bis Michelangelo 70.
Traffic Strings. Eu aș spune să nu plecați, aș spune să rămâneți, să vă întoarceți, că avem o surpriză pregătită pentru dumneavoastră și pentru asta trebuie să o invit în atenția dumneavoastră chiar aici pe scenă, pe doamna Carmen Elena Stase, directorul Centrului pentru Cultură Carmen Seculare Neamț, pentru înmânarea diplomei și a trofeului, trofeul vacanțelor muzicale. Festivalul Internațional a ajuns deja la ediția cu numărul 44. Vă mulțumim foarte mult pentru această călătorie prin diverse epoci ale muzicii. Ați fost minunați, felicitări! Mulțumim frumos! Diploma de excelență a ansamblului Traffic Strings. Vă mulțumim că ați fost pe scena vacanțelor muzicale la Piatra Neamț, ediția numărul 44.